La începutul goanei după aur din California, un grup de oameni a încercat să traverseze o vale deșertă imensă în căutarea averilor mici. Știau că e periculos, dar și-au făcut bagajele și s-au îndreptat fără frică înspre câmpurile cu aur prin căldura toridă. În orice caz, s-au pierdut și nu au găsit o cale de ieșire timp de câteva zile. Din fericire, ei au fost salvați și în timp ce părăseau valea, unul dintre oameni s-a uitat înapoi și a spus: "La revedere, Valea Morții." Iar acest nume a rămas. Valea este localizată în partea de nord a deșertului Mojave, la granița dintre California și Nevada, cam la 2 ore distanță de Las Vegas. Acoperă 780 de kilometri pătrați, de 5 ori mai mult decât Londra. Este cel mai jos, călduros și uscat loc din America de Nord. În 1913, Biroul de Vreme al Statelor Unite a înregistrat temperatura de 56 de grade Celsius la pârâul Furnace din acea vale. Acesta a fost un record, dar chiar și în zilele obișnuite, temperatura ajunge la 50 de grade Celsius într-o zi de vară. De ce este acest loc atât de fierbinte? Ei bine, în primul rând, soarele încălzește pământul la temperaturi incredibile. Asta se întâmplă pentru că cerul de deasupra deșertului este de obicei clar, iar pământul este de culoare închisă și absoarbe mai multă căldură. Alt motiv este curentul de aer foarte cald care se mișcă prin deșert. Aerul cald se ridică și se răcește, dar aici este oprit de șirurile de munți din jur, așa că mereu sfârșește în platoul văii. Acolo din nou se încălzește datorită presiunii atmosferice mari. Valea este unul dintre cele mai uscate locuri din emisfera vestică, ploaia putând lipsi chiar și ani, dar și atunci când plouă, valea arată absolut spectaculos după. Dacă ești destul de norocos să vizitezi acest loc primăvara, poți vedea minunate flori de câmp înflorind în zonă. Valea se află în umbra ploii, însemnând că munții ce înconjoară deșertul blochează vântul și aerul umed. Dar dacă am inundat-o, ideea pare rezonabilă la început. Apa ar putea reduce temperatura în regiune și ar atrage turiști. Doar imaginați-vă, un mare lac limpede și hoteluri confortabile în locul acestui peisaj fără viață. Dar nu este chiar atât de simplu. În ciuda numelui său, valea este plină de viață. Cuprinde peste 100 de specii de plante, de aceea a și câștigat numele de parc național. În jur de 440 de specii s-au adaptat la viața în acest climat dificil. Oile de deșert cu corn mare se află printre animalele care trăiesc acolo. Crestele și canioanele nu reprezintă o problemă pentru animalele cu copite precum acesta. Se pot deplasa ușor prin terenul deșertic. Cel mai mare prădător din vale este coyotul. Poate supraviețui în multiple medii diferite și trăiește oriunde găsește mâncare. Coyoții care trăiesc în regiunile deșertice pot suporta căldura datorită blănilor mai deschise, dar cel mai neobișnuit animal de aici este un scorpion care strălucește în întuneric. Asta se datorează substanțelor chimice din carapacea sa, care sunt fluorescente sub lumina ultravioletă. Totuși, acești scorpioni nu sunt ușor de găsit pentru că sunt foarte mici și trăiesc sub pământ. Aici, în Valea Morții, chiar și pietrele au propria viață, serios, chiar se mișcă. Există multe teorii legate de aceste pietre mișcătoare. Lucruri ciudate se întâmplă într-un loc numit plaja Racetrack. Aici este un lac secat într-o vale cu o suprafață perfect netedă. Pietrele se mișcă pe fundul lacului cu o viteză de până la 5 metri pe minut. Se pot îndrepta în diferite direcții de până la 100 de metri, întoarce la stânga sau dreapta și chiar să se întoarcă la poziția de start. Pentru o perioadă lungă, nimeni nu a fost capabil să surprindă momentul când pietrele chiar se mișcau, dar oamenii au studiat urmele lăsate pe pământ. În 2014, misterul a fost rezolvat. Videoclipuri cronologice au arătat că pietrele se mișcă datorită echilibrului perfect între apă, vânt și straturile subțiri de gheață ce se formează noaptea. Această gheață plutitoare dusă de vânt trage pietrele pe suprafața alunecoasă.
Acesta este fundul deșertului Văii Morții, numit și Bazinul cu apă rea. Se află la 85 de metri sub nivelul mării, adică aproape la fel de înalt ca și Statuia Libertății, doar că invers. Acest loc deține titlul de cel mai jos punct din America de Nord. Există un punct și mai jos aproape de acest bazin, dar nu se poate ajunge acolo la pas. Noroiul de acolo este acoperit doar cu o crustă fină de sare albă. Așadar, este periculos să mergi pe acolo. Din acest motiv s-a decis ca bazinul să fie în schimb cel mai jos punct. Interesant este că cel mai înalt munte din Statele Unite continentale, muntele Whitney, se află la o distanță de doar 128 de kilometri de cel mai jos punct. Muntele are o înălțime de 4400 de metri. Acum, acest bazin cu apă rea nu este atât de uscat pe cât pare. În unele locuri, apa iese la suprafață dintr-un bazin uriaș subteran. Indiferent de cât de mari sunt temperaturile, izvoarele nu seacă niciodată, dar calitatea apei se potrivește cu numele bazinului. Atunci când apa ajunge la suprafață, devine de două ori mai sărată decât apa din ocean, așa că aceasta nu vă poate potoli setea. Puteți vedea cristale de sare în zonele uscate care se formează atunci când apa de ploaie acumulată pe sol se evaporă. Acum, ultimul lucru pe care l-ați vrea să-l faceți într-un loc ca acesta este să ieșiți la alergat, dar unii oameni țin să vă contrazică. Ultramaratonul bazinului cu apă rea, cunoscut ca și cea mai dură cursă de alergare din lume, are loc aici. Linia de sosire a cursei de 217 km este localizată la baza muntelui Whitney. Pentru a ajunge acolo, alergătorii trebuie să depășească 3 rânduri de munți cu înălțimea de 4000 de metri. Pantofii se topesc de-a dreptul în temperatura toridă. Foarte puțini participanți, chiar și printre atleții cu experiență, sunt capabili să ducă până la capăt cursa. Ce zici de asta? Un castel spaniol extravagant în inima deșertului. Acesta nu este un miraj, deși arată ca unul. Castelul lui Scotty este unul dintre principalele atracții ale Văii Morții. Este de asemenea scena unei povești incitante din timpurile vestului sălbatic. Eroii poveștilor sunt Walter Scott, un interpret cowboy căutător de aur și aventurier, toate în unul, și un milionar credul numit Albert Johnson. Walter Scott a convins omul de afaceri să investească în mina lui de aur din zona Văii. Albert Johnson și soția călătoreau prin regiune și au decis să construiască o casă acolo pentru vacanțe. El a plătit în jur de 2 milioane de dolari pe o clădire nefolositoare în mijlocul deșertului. Palatul chic are multe camere diferite, incluzând câteva bucătării și băi. Totuși, Walter Scott nu a reușit să găsească nici măcar o bucată de metal prețios acolo. A spus tuturor că ridicarea castelului a fost făcută cu bani veniți din marile mine de aur din zonă. A devenit faimos în vest ca și rege al minelor de aur din deșert. Locul este cunoscut drept castelul lui Scott până astăzi, chiar dacă el nu a deținut niciodată vila sau proprietatea pe care aceasta a fost construită. Căutătorii de aur nu au găsit prea mult metal prețios în vale pe atunci, dar asta nu înseamnă că acest loc nu este bogat. În anii 1880, oamenii au descoperit borax acolo. Știu, nu este la fel de romantic precum aurul sau argintul, dar și acest mineral este foarte valoros. Boraxul a fost folosit pentru crearea detergenților de rufe, iar astăzi este folosit în fabricarea fibrei de sticlă și multor produse high-tech. Este de asemenea utilizat în combustibili hibrizi și în celule de combustibil experimentale. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!